Secretarul de stat Adrian Marius Rândunica a spus că a venit în Maramureș după un turneu în care a strâns mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul de lege a pensiilor. Până acum la Ministerul Muncii s-au strâns informații privind legislația europeană în domeniu. Ne-am edificat, ca să zic așa, cum se întâmplă în țările europene și cum este privită această lege și cum arată această lege în țările europene. Am constituit un grup de lucru care primește memoriile din teritoriu, cât și de la nivel central, privind acest proiect de act normativ și se lucrează foarte intens și totodată așteptăm punctele dumneavoastră de vedere, nu doar ale dumneavoastră, cât și a tuturor factorilor interesați din țară. E un proiect de act normativ de mare interes atât pentru noi cât și pentru toată populația țării. Președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, Ștefan Lupșa, a vorbit despre nevoia unei legi unitare a pensiilor, respectiv de stabilirea clară a valorii punctului de pensie, care să nu fie mai mic de 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. S-au solicitat criterii pentru aplicarea legii, având în vedere că sunt situații în care cetățenii au pensii mai mici decât ajutorul social, dar și alte modalități pentru impozitarea pensiilor speciale. Alte discuții au vizat pensiile persoanelor care au lucrat în industria mineritului, pentru persoanele care au lucrat în acord global facilitat la acordarea pensiei de boală care se ia în calcul și costurile de tratament al persoanelor bolnave, acordarea de pensii speciale pe o perioadă limitată descendenților care au făurit Marea Unire. Directorul Casei de Pensii Maramureș, Lucica Pop, a propus încadrarea de medici la cabinetele de expertiză sau externalizarea acestor servicii pentru a deservi cât mai bine cei 20.000 de maramureșeni cu grade de invaliditate. Secretarul de stat a precizat că principiile echității și contributivității sunt garanții legii pensiilor, că sunt trei variante de act normativ, dar nu există un proiect de lege pentru modificarea pensiilor, care să fie pus în dezbatere publică. Situația pensiilor persoanelor care au lucrat în minerit va fi reglementată în noua lege a pensiilor sau printr-un act normativ în Parlament. Membrii celor două comisii au înmânat demnitarului din Ministerul Muncii și Justiției Sociale mai multe propuneri, observații, adrese cu privire la modificarea legii pensiilor. De asemenea, alte puncte de vedere cu privire la proiectul de modificare a legii pensiilor vor fi transmise la nivel central prin intermediul reprezentantului guvernului în teritoriu.